Dragă Elena, ce vreau să-ți transmit este că de când ai apărut în viața mea, am început să înțeleg cu adevărat sensul expresiei jumătatea mea. Chiar și în momentul când las șosetele aruncate pe podea, tu reușești să mă iubești în continuare. Asta înseamnă pentru mine magie pură. Promis să te fac să râzi în fiecare zi, chiar și când glumele mele sunt mai uscate decât prăjiturile bunicii. Voi fi partenerul tău de dans la petreceri, chiar dacă pașii mei de multe ori seamănă ca, arăt ca și un pinguin înghețat. Îți voi ține companie chiar și la maratoanele de filme, chiar și la acele filme romantice în care finalul e evident de la început cum se vor încheia. Îți mulțumesc pe această cală că mă accepți cu toate defectele mele și că râzi la glumele mele, fie ele bune sau fie ele rele. Cu toată dragostea îți transmit acest mesaj și da, te iubesc. Dragul meu, cuvintele nu pot exprima pe deplin recunoștința și iubirea pe care le simt pentru tine. De când ne-am întâlnit, viața mea a devenit mai frumoasă și mai plină de sens. Ai fost alături de mine în momentele bune și grele și nu pot decât să mă simt binecuvântată că te-am găsit. Privind la Olivia, fiica noastră minunată, nu pot să nu simt o bucurie imensă și o mulțumire profundă. Ea este dovada iubirii noastre și un simbol al legăturii noastre profunde și al viitorului pe care îl vom construi împreună. Văzând cum privești și cum ai grijă de ea, îmi dă încredere că vom fi o familie fericită și unită. Ești nu doar iubitul meu și cel mai bun prieten al meu, confident al meu și sprijinul meu necondiționat. În curând vei fi soțul meu și această gândire îmi umple inima de bucurie. Promis să îți fiu alături în fiecare pas al vieții noastre împreună, să te iubesc și să te respect, să îți fiu sprijin și să construim împreună un cămin plin de dragoste și armonie. Îți mulțumesc că ești tu, că mă faci să mă simt iubită și apreciată în fiecare zi. Îți mulțumesc că ești un tată extraordinar pentru Olivia și că mi-arăți zilnic cât de profundă și sinceră poate fi iubirea adevărată. Cu toată dragostea mea, Elena. Înainte de tot ce mai vreți dumneavoastră, să știți că cel mai important în viața unor tineri căsătoriți, unor tineri așa frumoși ca voi, cel mai important este să-și unească destinul în fața lui Hristos pentru ca toate celelalte să se alăture vouă. În casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră. Someday I'll make it out of
thinking about.